recitim pasajul care a fost citit încă de la începutul acestei întâlniri, Tit, capitolul 2, de la versetul 11 până la versetul 14. Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în viacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. El s-a dat pe sine însuși pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curețe un norod care să fie al Lui, plin de râvnă pentru fapte bune. Amin. Vă rog să luați loc. Iubiți frați și surori, mă bucur să vă reîntâlnesc și permiteți-mi să vă salut pe toți în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Vă salut din partea Bisericii Pentecostale Betel din Sighetul Marmației și din partea bisericilor pe care le avem acolo în jurul nostru, a conducerii bisericilor pentecostale din Maramureș și Sătmar, fratele Vanciu, fratele Danciu și Dobie Florin, care conduc comunitatea de Maramureș și Sătmar. Vă transmit salutări, știu că sunt și din partea de nord-vest a țării, membri aici, și mai știm că unul din frații din conducerea comunității noastre, fratele Tică, e ca și al vostru. Primiți salutările noastre și harul Domnului să fie revărsat din plin peste dumneavoastră. Vă salut și din partea conducerii cultului creștin pentecostal, a fratelui președinte Nelu Filip, a fratelui vicepreședinte Liviu Axinte, cu care în vremea aceasta slujim. Dumnezeu să dea har și binecuvântare bisericii dumneavoastră, tuturor membrilor. Apoi vreau să vă salut și din partea bisericii din Montreal, acolo unde am slujit la această convenție. Frații au ținut de acolo să duc și salutul lor. Am avut ocazia să fiu împreună cu ei și apoi din partea câtorva biserici de aici, de pe teritoriul Statelor Unite, biserica din Portland, Seattle, unde prin harul lui Dumnezeu am slujit și ei transmit salutările lor. Pe lângă lucrarea aceasta la care eu am participat, am venit aici în Statele Unite ale Americii și în primul rând vreau să mulțumesc fratelui păstor, fratelui Cornel, pentru primirea pe care mi-a făcut-o, pentru a fi împreună cu dumneavoastră și pe calea aceasta vreau să vă mulțumesc pentru implicarea bisericii dumneavoastră în zona de nord-vest a României. Știu că în toată țara vă implicați, dar știu în mod deosebit de partea aceea de țară unde cu ajutorul lui Dumnezeu am putut și am putut să văd modul în care ați ajutorat pe oamenii din partea respectivă. Domnul să vă binecuvânteze. De asemenea, mulțumesc fraților, surorilor, tinerilor care au slujit în biserica noastră. Pentru noi a fost o bucurie de a vă avea în mijlocul nostru și vă așteptăm cu drag să mai veniți. A fost o bucurie să vedem tineri care laudă și glorifică numele Domnului. I-a venit de la convenția aceasta în Statele Unite ale Americii și chiar fratele păstor Cornel Avram mi-a spus să pomenesc și de lucrul acesta în localitatea mea natală, la Ruscova, de acolo de unde sunt eu, unde am început să predic. E o biserică pe care o păstoresc. Am demarat lucrările de construire a unui nou locaș, pentru că situația este de așa natură că nu am putut până acum și acolo unde va fi o deschidere pentru a ajuta și lucrarea de acolo, e o lucrare unde fratele Cornel cândva slujea în zona respectivă,
au fost, sunt acolo mai multe biserici unde Dumnezeu a lucrat cu putere. Vremurile sunt de așa natură în care, vedeți dumneavoastră, începem să facem pentru Domnul cât putem, dar de fiecare dată, acolo unde este o mână întinsă, știm că Bunul Dumnezeu binecuvântează, mărit să fie El. În seara asta m-am oprit la pasajul acesta din care, cu ajutorul lui Dumnezeu, voi predica. Vă mărturisesc, spuneam și fratelui păstor, că rămân la pasajul acesta, chiar dacă am avut un pasaj, un text din care am vrut să predic în seara aceasta, însă după ce au fost citite cuvintele acestea, vă mărturisesc că nu m-am mai putut desprinde de ele. Am stat și m-am gândit acolo pe scaun când am mai predicat eu despre Harul lui Dumnezeu și mi-am dat seama cât de mult n-am mai predicat. Poate tangențial am amintit ceva, dar textul acesta poate considera de unii un text bătătorit. De multe ori oarecum este evitat. În mod deosebit știu că textul acesta se citește la evanghelizări. Și eu însumi l-am folosit de foarte multe ori, da, de-a lungul anilor, la evanghelizări, predicând diferite mesaje. Însă în seara aceasta consider că pasajul acesta ni se adresează în mod deosebit nouă celor prezenți aici, mie și fiecăruia dintre dumneavoastră. Am căutat să-i dau și un titlu și în final am ajuns la următorul titlu al mesajului pe care cu ajutorul lui Dumnezeu îl voi transmite. Și am zis că mesajul acesta va purta titlul De ce ne-a fost arătat Harul lui Dumnezeu? De ce ne-a fost arătat Harul lui Dumnezeu? Vedeți dumneavoastră, noi avem o înțelegere a acestui cuvânt, o înțelegere multiplă, aș putea spune, cu privire la cuvântul har. Noi ne bucurăm și spunem că a fost har când au mers cântările bine. Ne bucurăm și spunem că e har când rugăciunile sunt înfocate. Ne bucurăm și vorbim despre har când o prezență deosebită e peste predicatorul care predică și biserica răspunde mesajului și simte o bucurie deosebită și noi spunem har. E har, spunea apostolul Pavel, când biserica aceea din Corint a ajutat o biserică, în mod deosebit bisericile care treceau printr-o situație mai deosebită și în 2 Corinteni, capitolul 8, spune în mijlocul multelor necazuri prin care au trecut, bucuria lor peste măsură de mare și sărăcia lor luce a dat un belșug de dărnicie. Dar vedeți dumneavoastră, în versetul 1 spune: fraților, voim să vă aducem la cunoștință harul pe care l-a dat Dumnezeu în bisericile Macedoniei. Adică era vorba despre ceea ce au făcut ei. De aceea, vedeți dumneavoastră, sunt foarte multe, dacă vreți, lucruri care se pot vorbi despre har. Apoi, cu privire la slujirea noastră, dacă vă uitați în epistola apostolului Petru, 1 epistolă, capitolul 4, cuvântul lui Dumnezeu spune în versetul 10: ca niște buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. E, vedeți, noi putem vorbi despre acest har de multe ori, pentru că el ne arată multe lucruri din Scriptură cu privire la multe lucrări care sunt în mijlocul bisericii. Însă, aș vrea în seara asta să rămânem la textul care a fost citit și aș vrea să vedem cum avem noi în limba română cuvântul acesta har. Biblia, știți cu toții, a fost scrisă în ebraică, Vechiul Testament, și Noul Testament în limba greacă. Undeva prin anul 1648, Silvestru Ieromonahul a tradus Noul Testament în limba română. Și în momentul când a ajuns la cuvântul acesta grecesc, haris, el a tăiat isul și a rămas doar atât, har. În alte limbi, cuvântul acesta
mă rog, bunăoară în rusă e lung, blagodat, sau în alte limbi, da? Ei, în limba română e un cuvânt format din trei litere. Și cuvântul acesta, dacă vrem așa etimologic să vedem ce înseamnă el, e favoare, înseamnă favoare, înseamnă grație, înseamnă dar nemeritat, înseamnă un dar făcut din mărinimia altuia. Și când privim la acest har despre care apostolul Pavel vorbește aici, noi privim la ceva ce Dumnezeu Sfântul a arătat oamenilor, cu alte cuvinte, a dat oamenilor, a oferit oamenilor. Când Ioan scrie Evanghelia sa, uitați-vă în capitolul 1 din Evanghelia aceasta, în versetul 17, citim următoarele cuvinte. Căci legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin cine? Prin Domnul Iisus Hristos, binecuvântat să fie numele Lui. Ei, atunci când privim la toate acestea, ne dăm seama că harul este ceva foarte important pentru biserică, pentru noi credincioși. Mă voi opri în seara asta la trei lucruri pe care le consider deosebit de importante din pasajul acesta. Trei lucruri cu privire la arătarea harului lui Dumnezeu pentru noi oamenii. Și în primul rând, aș vrea să ne oprim la acest lucru pe care eu îl văd în textul acesta, și anume, harul lui Dumnezeu are pentru noi o ofertă deosebită. Harul lui Dumnezeu are pentru noi oamenii o ofertă deosebită. Uitați-vă, vă rog, la versetul 11, care spune căci harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat. Ei, observați că oferta asta a harului pentru noi oamenii este mântuirea. Spuneți-mi ce poate fi mai important pentru un om decât mântuirea. Poate să aibă omul bogății. Poate să aibă omul faimă, un renume deosebit. Poate să fie cineva, deci în lumea asta, nu? Poate să posede lucruri importante, nu? Să fie între miliardarii lumii, să fie printre oamenii puternici ai lumii. Însă într-o bună zi, omul trebuie să plece din lumea asta. Mi-aduc aminte cu ani în urmă, citeam într-o carte a unui comentator al Scripturii care îmi place mie, omul acesta cu numele de John Phillips. Și acest om, într-unul din comentariile sale, vorbește despre mântuire și vorbește în mod deosebit despre o întâmplare care, vedeți dumneavoastră, pe mine m-a pus așa în uimire și eu vreau să împărtășesc această întâmplare și cu dumneavoastră. E vorba despre un papă de la Roma, Papa Paul al VI-lea. Omul acesta, o personalitate deosebită, născut într-o familie bogată, dar care la un moment dat s-a dedicat, spune el, nu? Slujirii lui Dumnezeu, parcurgând treaptă cu treaptă, nu? În ce privește, vedeți dumneavoastră, slujbele acestea eclesiastice, și ajunge la un moment dat papa la Roma. Ei, știți dumneavoastră că papa e o personalitate deosebit de importantă, nu? Papii sunt considerați de multe ori, nu, ca oameni care au un rol important și vedeți de multe ori la vizitele oficiale cu președinți ai unor țări, primiți cu mult fast, acordându-li se o atenție deosebită. Unul din oamenii vremii, Kenneth Opperman, un ziarist, merge la papa și intervievează. Îl întreabă despre multe lucruri, papa, bineînțeles, răspunde la întrebările ziaristului și la un moment dat, în discursul, în interviul pe care îl ia acestui papă, ziaristul Kenneth Opperman îi pune următoarea întrebare. Domnule papă, dumneavoastră sunteți mântuit? Și acum auziți răspunsul papei. De mic copil am avut experiențe mistice. De mic copil am mers la biserică, am învățat, am făcut multe lucruri pe plan religios și am urcat treaptă cu treaptă și am ajuns să fiu papă.
Ei, vedeți dumneavoastră, ziaristul acesta nu e mulțumit cu răspunsul pe care îl dă papa. Reformulează întrebarea și auziți, îl întreabă acum: domnule papă, dacă muriți, mergeți în rai? Și acum auziți răspunsul papei. Ah, grea întrebare mi-ai pus. Acum și dumneavoastră știți teoria romano-catolicilor și cu purgatoriu și cu toate alte lucruri, însă spune ziaristul că la un moment dat papa a trecut peste toate astea și îi spune ziaristului următoarele: să știți, domnule ziarist, că atunci când voi muri, se vor ruga pentru sufletul meu 700 de milioane de romano-catolici. A pus punct și n-a mai continuat. Acum, evaluați dumneavoastră răspunsurile pe care le dă această mare personalitate. Atunci când stai și te gândești la veșnicie, când stai și te gândești la faptul că viața asta se duce și oricând poți să mori, oricând poți să te duci de aici, dacă ceva contează, contează să știi că ești mântuit. Acum vă mai spun o altă întâmplare care mi-a venit în minte. S-a întâmplat aici, pe teritoriul Statelor Unite ale Americii. Cu mulți, mulți ani în urmă, într-o mină de zinc în statul Kentucky, a avut loc un accident. Oamenii lucrau la mină. Unii au murit, alții au fost scoși pe targă, răniți, iar 5 mineri, 5 ortaci erau de negăsit. După 53 de ore de căutări, undeva într-o galerie au dat peste cei 5 mineri. În momentul în care au dat peste ei, pe casca fiecăruia erau scrise următoarele cuvinte: dacă mă veți găsi mort, să știți că sunt mântuit. Dacă mă veți găsi mort, să știți că sunt mântuit. Și așa, 1, 2, 3, 4, 5. Credeți-mă, cu mulți, mulți ani în urmă am citit întâmplarea asta. Atunci când am citit-o și acum când o rostesc, întotdeauna, credeți-mă, pătrund așa în mine niște fiori și mă gândesc, niște oameni simpli, niște oameni care își vedeau sfârșitul, niște oameni care au trebuit să dea examene foarte grele, să stai în fața morții și să poți să spui, eu sunt mântuit. Noi stăm în seara asta aici, biserică frumoasă, tineri care cântă, oameni în vârstă care sunt aici, toți care am ajuns la maturitate. Aș vrea să vă provoc în seara asta cu întrebarea aceasta: dacă harul lui Dumnezeu are această ofertă deosebită, mântuirea, dacă s-ar întâmpla să plecăm în noaptea asta sau nu știu, ziua pe care noi nu știm, ce răspuns dăm? Suntem mântuiți? Domnul Iisus Hristos a venit în lumea noastră. Și dacă vă uitați la Evanghelia după Luca, Evanghelia după Luca este o evanghelie care are cuvântul acesta cheie, atât de important, și anume Fiul omului care mântuiește, Luca 19:10, pentru că Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Pentru asta a coborât Iisus, ca să vină să ne mântuiască. Aduceți-vă aminte, noi avem o cântare, o cântare veche care spune: dacă nu aș fi decât țărână, dacă nu aș fi decât un vis, niciodată, Doamne, pentru mine n-ai fi coborât din paradis, dacă nu aș fi decât un abur, dacă nu aș fi decât un bulgăr răscolit de vânt, niciodată, Doamne, pentru mine n-ai fi coborât pe acest pământ. Dacă nu aș fi decât un înger, dacă nu aș fi decât o stea, niciodată, Doamne, pentru mine n-ai fi plâns în cer de jalea mea. Ah, ce taină mare ai pus în mine! O, Iisuse, Fiul de Dumnezeu, ai luat un chip de suferință și ai venit să mori de dragul meu. Și refrenul spune: dar Tu m-ai iubit
și m-ai mântuit, mărit să fie Domnul. Și noi mulțumim lui Dumnezeu că am avut o zi de întâlnire cu Iisus. Am acceptat oferta Harului, observați dumneavoastră. Aici cuvântul lui Dumnezeu ne spune, Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat. Ei, toți oamenii au posibilitatea să accepte această ofertă, dar nu toți o acceptă. Unii vor să fie mântuiți datorită faptelor bune, alții caută să fie mântuiți datorită unor lucruri pe care ei le fac. Unii urmează o cale a religiei și vedem, dumneavoastră, vedeți, nu? Atâtea religii care vorbesc de multe lucruri, însă un singur lucru le lipsește, cel mai important, care este mântuirea. Mi-au aminte undeva tot pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, undeva la o conferință, la un congres mondial al religiilor, exact, se ținea la Chicago cu mulți, mulți ani în urmă. Erau adunați acolo fel și fel de oameni, din diferite religii. Reprezentanții ai hinduismului, reprezentanții ai islamismului, erau de la hinduși, indieni aceștia, budiști, tot ce vreți dumneavoastră. Fiecare a avut un cuvânt de spus de la tribună. Și liderii care erau acolo toți vorbeau despre proiecte sociale, toți vorbeau despre filantropie, vorbeau despre anumite lucrări pe care le pot face în comun, găseau niște punți de legătură. Însă la un moment dat, la tribună, a ajuns un predicator, un slujitor al lui Dumnezeu, un creștin, care și-a început discursul cu ceva dintr-o piesă, dacă vreți, o lucrare, o operă, a renumitului scriitor, dramaturg, cum vreți dumneavoastră, William Shakespeare. Și el a vorbit despre o doamnă, doamna Lady Macbeth, acea femeie care participase la omorârea regelui Duncan. Și în urma participării la omorârea regelui Duncan, femeia asta, tot timpul își vedea mâinile pătate de sânge. Oriunde se ducea, ea nu putea să nu vadă sânge pe mâinile ei. Ar fi vrut să scape, dar nu putea. Și omul acesta, plecând de la întâmplarea aceasta, pune la un moment dat următoarea întrebare. Domnilor și doamnelor, cine poate să spele mâinile pătate de sânge ale acestei lady? Se spune că s-a așternut o tăcere mormântală acolo peste întreaga adunare. Și atunci a început omul acesta să spună, noi oamenii, ne bucurăm de proiecte sociale, ne bucurăm de filantropie, ne bucurăm de multe alte lucruri pe care noi le putem face. Dar dacă oamenii au nevoie de ceva, au nevoie de cineva care să le spele păcatele și unul singur poate să spele păcatele oamenilor, acesta este Domnul Iisus Hristos, slăvit să fie El. Ei, mulți de aici l-au primit pe Iisus, mulți de aici l-ați primit ca Domn și Mântuitor. Mulți din cei care sunteți aici ați avut o zi de întâlnire cu El, dar vedeți dumneavoastră, cuvântul Scripturii nouă ne spune că harul acesta care aduce mântuire pentru toți oamenii, El a fost arătat și dacă am primit harul lui Dumnezeu, am primit mântuirea, Biblia ne învață ceva și Apostolul Pavel, cel care scrie de data asta în epistola către Filipeni, capitolul 2, versetul 12, auziți ce clar cuvânt spune aici Marele Apostol. Astfel, dar prea iubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră, cu frică și cu cutremur, nu numai acum când eu sunt de față, ci cu mult mai mult acum în lipsa mea. Ei, aici trebuie să ne gândim, frați, surori, cei care suntem aici. Harul lui Dumnezeu are ofertă deosebită mântuirea. Și noi cântăm și predicăm și mulți din cei care suntem aici spunem, am fost mântuiți, slavă lui Dumnezeu. S-ar putea să fie cineva, poate tineri dragi, care încă n-ați beneficiat de această ofertă. Eu vă invit, veniți la Iisus, primiți-L ca Domn și Mântuitor. El e singurul care poate să ierte. Dar pentru cei care am primit harul acesta, și anume mântuirea, nouă
ne revine ceva să facem. Să căutăm, să ducem mântuirea până la capăt. Nu știm capătul. Vedeți dumneavoastră în viața asta de zi cu zi, s-ar putea să fim la un moment dat undeva pe munte, să ne bucurăm, să fim undeva în vârf, însă mai vine câte o vale, mai vin încercări, mai vin probleme. Suntem într-o lume în care diavolul ne asaltează cu tot felul de vreți lucruri, vine împotriva noastră să ne doboare, să ne facă să cădem de pe calea lui Dumnezeu, vrea să ne compromită. Și atunci ne întrebăm ce putem face. Și urmăriți, apostolul Pavel, tocmai aici îi spune lui Tit, Tit nu era oricine. Tit era un slujitor, dacă vreți, un episcop, un om care a avut din partea lui Dumnezeu mandatul de a sluji acolo pe insula Creta. A avut mandatul de a face o lucrare în acel loc celebru. Creta era o zonă importantă a Greciei, acolo e bustește, dacă vreți, de mitologie greacă, de realizări deosebite care sunt incluse în istoria nu numai a Greciei, ci așa a lumii. Ei, acolo omul ăsta are un rol important pentru ca cei credincioși, acei beneficiari ai Harului Dumnezeu, trebuiau să-și ducă mântuirea până la capăt. Și Pavel, ca slujitor al lui Dumnezeu, ca un om insuflat și călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, observați, le spune un al doilea lucru important despre Harul lui Dumnezeu. Și anume, al doilea lucru pe care noi îl vedem este că Harul lui Dumnezeu are o învățătură deosebită. Cine ne-a adus Harul lui Dumnezeu? De ce ne-a fost arătat Harul lui Dumnezeu? Dacă în primul rând am văzut că Harul lui Dumnezeu are ofertă deosebită mântuire, în al doilea rând, Harul lui Dumnezeu pentru noi are o învățătură deosebită. Și observați, acum recitim versetul acesta 12 și vom observa următoarele lucruri. Și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești, și să trăim în viacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie. În aceste cuvinte, apostolul Pavel ne arată cum putem noi să ne ducem mântuirea până la capăt. În lupta asta dură cu păcatul, în lumea asta dură cu toate lucrurile pe care diavolul vine și le aduce înaintea noastră, prin care vrea să ne seducă, vrea să ne tragă de pe calea lui Dumnezeu. Apostolul Petru, când scrie întâia epistolă, în capitolul 2, versetul 12, el spune, prea iubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu ce? Cu sufletul. Apoi uitați-vă tot Petru în a doua epistolă pe care el o scrie, în capitolul 1, el ne vorbește despre harul acesta pe care Dumnezeu ne-l acordă, să putem fi mântuiți, să putem fi salvați. Și în versetele 3 și 4 el spune așa, dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea lui, prin care el ne-a dat făgăduințele lui, nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. Ei, vedeți, trăim în lumea asta și fiecare din noi dorește să fie mântuit, dorește să ajungă într-o bună zi în împărăția lui Dumnezeu. Dar aici cuvântul Domnului ne spune că harul acesta lui Dumnezeu are o învățătură deosebită. În ce constă învățătura aceasta deosebită? I-aș putea împărți versetul acesta în două. Prima parte a spune, ne învață să rupem cu trecutul. Fiecare are un trecut al lui. De multe ori pe unii trecutul îi îngrozește, nu îi lasă câteodată să doarmă, nu? Pentru că Dumnezeu ne-a înzestrat pe fiecare din noi cu conștiință, ne-a înzestrat cu memorie, ne-a înzestrat cu rațiune. În conștiință se depozitează lucrurile pe care noi le-am făcut.
din când în când memoria, da? Despre care Oscar Wilde, un scriitor englez, spunea, e agenda noastră intimă, pe care o purtăm întotdeauna cu noi. Apoi intervine rațiunea. Vedeți, din conștiință, memoria scoate câte un lucru. Și lucrul acela, de multe ori, nu, caută să ne vinovățească. Intervine la un moment dat rațiunea și rațiunea ne spune ceva. Că pentru fiecare lucru dăm socoteală. Aici, pe teritoriul acestui stat american, o mare personalitate, Daniel Webster, trăia cândva, un om, un pedagog, un om politic la un moment dat, acest om într-o bună zi a fost întrebat de cineva. Domnule Webster, care este cel mai de seamă gând care v-a trecut vreodată prin minte? Știți care a fost răspunsul lui? Gândul că va trebui să dau socoteală înaintea lui Dumnezeu. Ăsta este un lucru pe care, că vrei sau nu vrei să-l accepți, el te urmărește. Și atunci, vedeți, trecutul ăsta, dacă nu-i spălat de sângele Domnului Iisus Hristos, dacă trecutul acesta nu-i rezolvat și poate ai spus, m-am pocăit, m-am botezat, însă anumite lucruri din trecut persistă în viața ta și tu trăiești în ele și poate nu știe nimeni, știi? Ei, sunt anumite lucruri despre care Pavel spune păgânătate, să o rupem cu păgânătate. Știți că acest cuvânt a intrat în limba română din latinescul paganus. Pe vremea aceea definea un locuitor al satului, aceștia n-aveau nicio treabă cu religia și trăiau cum doreau ei. Ei, păgânătatea descrie felul păcătos, felul de trai păcătos al societății. Și câți oameni care se botează, câți oameni care au pretenția că sunt membri într-o biserică, sunt oameni care doresc să ajungă în împărăția lui Dumnezeu, în seara asta s-a cântat voia ta, voia ta, să se facă în viața mea. E, dar câți înțeleg că Domnul Iisus spune în Matei, capitolul 7, versetul 21, nor și cine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu, care este unde? În ceruri. Și atunci, observați dumneavoastră, harul acesta ne învață pe noi. Și atunci când noi urmăm învățătura harului, noi rupem cu trecutul. Adică rupem cu păgânătatea, cu traiul acesta păcătos al societății. De câte ori nu vedem noi oameni în zilele noastre care n-au nicio treabă. Ei sunt și la biserică, ei vor să fie și în slujire, dar își permit fel și fel de lucruri. Vedeți, în 1 epistolă apostolul Petru, în capitolul 4, versetul 3, el spune așa, ajunge în adevăr că în trecut ați făcut voia neamurilor și ați trăit în desfrânări, în pofte, în ospețe, în chefuri și în slujiri, idolești cum? Neîngăduit. Uitați-vă traiul păcătos al societății. Câți creștini în zilele noastre nu participă la tot felul de evenimente? Ba că-i banchet, ba că-i ziua de 8 martie, cum în România, ba că se duc la nunți unde, cum zic moroșenii, joc și distracție și chef. Știu, predicam undeva într-o biserică și am atins undeva în vestul României, într-o biserică mare. Și am amintit ceva că un adevărat creștin, el nu poate să participe la nunțile astea din lume. Unde sunt chefuri, unde sunt ospețe. A venit la mine, eram în birou acolo cu mai mulți pastori, revoltat orecum, și îmi spune, păi am nuntă la fiul meu și să nu mă pot duce, să nu pot fi acolo. Se uita el așa la mine, mă uitați și-a zis, frate, tu ai aici mai mulți păstori, dar eu ceea ce pot să spun e că Biblia spune în 1 Corinteni 4:6, să nu treceți peste ce este scris. Că oamenii zilelor noastre își permit să treacă peste ce este scris, e o problemă. Cuvântul Scripturii ne învață, scumpii mei, și harul lui Dumnezeu ne învață să rupem cu păgânătatea și asta însemnează că traiul ăsta păcătos al societății care caută, vedeți, să ne prindă și pe noi,
ne influențează atât de mult. Se citea din Epistola către Efeseni, capitolul 5. S-au citit primele două versete, dar uitați-vă, vă rog, de la versetul 7 în jos, cuvântul lui Dumnezeu, din capitolul 5 spune să nu vă întorovârșiți dar deloc cu ei. Odinioară erați întuneric, dar acum sunteți lumină în Domnul. Umblați ca niște copii ai luminii. Căci rodul luminii stă în orice bunătate, în neprihănire și în adevăr. Cercetați ce este plăcut înaintea Domnului și nu luați deloc parte la lucrările neroditoare ale întunericului, ba mai degrabă osândiți-le. Căci e rușine numai să spunem ce fac ei în ascuns. Asta spune Biblia. Că unii își permit, dar vreau să vă spun, s-ar putea să ajungă la un moment dat când sunt în fața situației acestea grele, să plece din lumea asta. Frate, ești mântuit? Dumnezeu știe. Spun unii, pentru că și-au permis să trăiască oricum. Într-o seară ca asta, scumpii mei, dacă Dumnezeu a lăsat să fie citit cuvântul acesta, eu mă rog ca Duhul Sfânt să facă o cercetare vie oricărei persoane. Aș vrea să privim acolo în adâncul ființei noastre, să ne punem întrebarea, am rupt cu trecutul? Am rupt cu felul păcătos al societății? Am rupt cu poftele lumești? Uitați-vă, trecutul e aici împărțit de Pavel, felul acesta cu păgânătatea și cu poftele lumești. Acum, dacă vorbim de pofte, ați putut vedea ce spune și Petru acolo, stricăciunea care e în lume prin pofte. Ele sunt ațățate prin filme, fiecare are internet, are posibilitatea să vizualizeze fel și fel de imagini. Psihologii de la Hollywood au spus, ceea ce vezi ajunge să te stăpânească. Și uitați-vă câți oameni sunt stăpâniți de pofte, câți oameni îl părăsesc pe Dumnezeu tocmai pentru plăcerile lor. Anumite plăceri pe care ele cocoloșesc. Mi-au aminte unul din marii slujitori al lui Dumnezeu, Augustin. În secolul 4, începutul secolului 5, acest om care a avut un rol important în istoria bisericii, el spune următoarele lucruri. Definim păcatul. Păcatul este o părăsire a lui Dumnezeu și o preferință a omului pentru plăcerea lui, pentru diferite plăceri pe care le poate avea. Eu nu știu ce plăceri ai. Eu nu știu ce pofte ai. Dar vreau să-ți spun în seara asta, dacă aș fi ales textul ăsta, credeți-mă, ar fi trebuit, eu nu l-aș fi ales. Eu aș vrea să vă spun, vreau să predic undeva din Luca 12. Mă gândeam la îngrijorări, la anumite lucruri. Însă dacă în seara asta cuvântul acesta este pentru tine, pentru oricare dintre noi, dacă e vreo poftă care îți domină viața, aș vrea să-ți spun ceea ce zice Dors într-o poezie de-a lui. Sărman alergător spre moarte, priviți cum vă înșelați mereu, luptând pentru cununa lumii, o pierdeți pe-a lui Dumnezeu. Orbiți de patimi vinovate, robiți de-a timpului folos, răvniți a lumii fericire și-o pierdeți pe-a lui Hristos. Treziți-vă, treziți-vă, răsunați un glas duios, treziți-vă, treziți-vă, treziți-vă pentru Hristos. O, Doamne, fă o cercetare vie tinerilor, oricărei persoane din locul acesta și dacă cineva n-a rupt cu trecutul, fă ca seara asta să fie o rupere totală cu trecutul păcătos, cu păgânătatea și cu poftele lumești. Amin? Amin. Doamne ajută! Uitați-vă aici, când Apostolul Pavel vorbește despre acest lucru, învățătura Harului, ea mai are o învățătură deosebită. Și anume ne învață cum să trăim. Și a spune aici că ne învață să trăim o viață sfântă. O viață sfântă care se desfășoară pe trei coordonate. Și versetul 12 spune așa, să trăim în viacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie. Și evlavie. Ei, observați cât de mult accent pune Apostolul Pavel pe această învățătură. Ea ne învață să trăim în viacul de acum. Ei, ce-i viacul de acum?
Viacul de acum e lumea asta, care vrând nevrând, cum spuneam, ne influențează. Când Apostolul Pavel scrie Romanilor, în capitolul 12, versetul 2, el spune într-un mod foarte clar, să nu vă potriviți chipului viacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Ei, trăim în viacul ăsta și vedem influențele lui. Viacul, lumea are artă ei, lumea are muzică ei, lumea are vestimentația ei, lumea are toate lucrurile acestea prin care vrea să influențeze pe oameni. Și știți ce spune Ioan în epistola pe care el o scrie, capitolul 5? Lumea zace în cel rău. Ei, noi trebuie să fim foarte atenți cum trăim. Și trăirea asta trebuie, spune Apostolul Pavel, cu cumpătare, adică asta înseamnă cu abținere. Dacă vreți, asta înseamnă cu măsură. Țin minte cândva în Parlamentul României, Nicolae Iorga, marele istoric și om politic, prezida o ședință. Și urma la tribună să vorbească un om care era de profesie inginer. El făcea parte din marea familie liberală, acei oameni brătieni care au și fondat partidul. Și oarecum a vrut să-i dea așa puțin peste nas Iorga și de la tribună pune următoarea întrebare. Domnilor, ce putem să învățăm de la un inginer? Și în momentul când vine la tribună, brăteanu acesta spune așa, un răspuns scurt. Măsura, domnule, măsura. Și vedeți dumneavoastră cât de importantă e măsura. Cândva în bisericile noastre, cei care sunteți, eu nu zic mai în vârstă, nu zic mai bătrâni, în vorba unui frate, suntem mai demult. Dar se cânta o cântare și știți, aproape nu era slujbă să nu se cânte. Ai grijă, gură mică, ce vorbești, că Părintele de sus te privește neîncetat. Ai grijă, gură mică, ce vorbești, ai grijă. Știți mai departe, piciorul unde pășești, că la teatru și la film nu-i serviciul tău divin, ai grijă cum te îmbraci, așa mai departe, nu? Ei, la ora actuală mai văd așa în biserici cântă copii așa, și frață să uită, mă rog, zâmbesc. Dar vreau să vă spun, așa cum erau versurile alea, simple, zice simpliste, ele spuneau ceva mult. Și oamenii oarecum se conformau și erau atenți la ce vorbesc, cumpătați în vorbire. Ai grijă, ochișor, unde privești, cumpătați în privire. Nu erau predici să nu vorbească de televizor, frață. Și ce puteai vedea în vremea aia? Pe tovarășul cu tovarășa în vizită de lucru câteva ore să lașă lumina. Și bieții nu mai stăteau și tot timpul ne vorbeau. Dar acum, la câte lucruri oamenii privesc. Și în toate astea, rețineți, e vorba de cumpătare. Cumpătare în privire, cu măsură. Oare trăim așa? Fiecare răspunde în dreptul lui. Observați, spune acolo, cu dreptate. În viacul de acum, cu cumpătare, dreptate. Știi cât de important să fii drept? De câte ori s-ar putea să judeci pe cineva pe nedrept? Să faci afirmații nefondate în dreptul cuiva. S-ar putea să iei anumite decizii nedrepte, poate în relația cu soția, cu copiii tăi, în relații cu frații tăi, nu? Simplu. În judecățile pe care le facem. Mi-au aminte de Charles Swindoll. A fost un mare om, un predicator aici în Statele Unite ale Americii, a condus o școală biblică, spun pe scurt. Zicea că a fost invitat undeva la o evanghelizare și seara de seară trebuia să predice, era închiriat o sală. Și era invitat acolo, el stătea, predica și observa ceva. În prima seară, o doamnă în vârstă, cu un bătrânel de braț, ajunge și se pune undeva în primele rânduri. După câteva minute, soțul ei adormea. A doua seară la fel, a treia seară la fel, și el, auzit Swindoll, mărturisește.
Zice, am început să-l judec și m-am gândit, ce vine omul ăsta la biserică, nu poți să dormi acasă, că nu ți-e tot una când predici și cineva doarme. Și au început să-l judeci. Și auziți, la finalul slujbei, el cobora așa de pe scenă și sora aceea în vârstă așa vine spre el, așa cu fața radin de bucurie, dă mâna și spune, frate Swindoll, să nu vă supărați pe soțul meu. Zice, el e bolnav, zice, are cancer, e în metastază, dar așa de dragă îi sunteți că îi dau morfină, zice, și pentru o porție de 15 minute vine să vă asculte, auzi, vine să vă asculte. Știi ce a zis Swindoll? Am fost topit. Și a zis, Doamne, cum l-am judecat pe nedrept? De câte ori s-ar putea să facem și noi judecăți nedrepte? Deci, observați, învățătura Harului e deosebită, pentru că ea ne învață cum să trăim. Și apoi mai spune aici cu evlavie, tot știi ce este evlavia. Durerea cea mai mare este că de multe ori în zilele noastre vedem doar forma de evlavie de care Pavel vorbește la Timotei în 2 Timotei 3:5. Adevărata evlavie este, așa cum spunea cineva, să privești la singurul Dumnezeu și să viețuiești cu El, să ne ajute Domnul. Trăim noi în modul ăsta? Urmăm noi învățătura Harului? Doamne, ajută-ne! Dacă da, slavă Domnului! Dacă nu, în seara asta, să putem înțelege că Harul lui Dumnezeu ne dă o învățătură deosebită. Mărit să fie Domnul! Și voi încheia un al treilea lucru. Al treilea lucru pe care îl observăm aici, ce ne-a adus Harul lui Dumnezeu, arătarea acestui Har al lui Dumnezeu, al treilea răspuns este Harul lui Dumnezeu ne face o promisiune deosebită. Harul lui Dumnezeu ne face o promisiune deosebită. Observați versetul 13. Așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos. Promisiunea asta este una din marele promisiuni, din marele făgăduințe ale Bibliei. Când Apostolul Pavel vorbește despre lucrurile acestea, observați, în fiecare epistolă, el vorbește de revenirea Domnului Iisus. În fiecare epistolă, el pune un accent deosebit pe faptul că într-o zi Hristos va reveni. Biserica, întotdeauna, biserica adevărată, l-a așteptat pe Domnul Iisus. Spuneam undeva recent, când eram copil, în tinerețe, în vremea comunismului, aproape că nu era slujbă să nu se cânte, adă Doamne ziua aceea mai curând, mai curând, ziua sfântă a noului așezământ. Noi dorim să vină Iisus. Doriți să vină Iisus? Îl așteptăm? Noi îl așteptăm pe Domnul Iisus. Problema cea mai mare este că noi trebuie să urmăm învățătura Harului ca revenirea Domnului Iisus Hristos pentru noi să fie o bucurie, să fie acea așteptare a unei promisiuni deosebite. Când Apostolul Petru le vorbește credincioșilor din primul secol în a doua epistolă pe care el o scrie în capitolul 3, observați, vă rog, aici el spune în versetul 7 următoarele cuvinte și apoi trecem la celelalte, iar cerurile și pământul de acum sunt păzite și păstrate prin același cuvânt pentru focul din ziua de judecată și de pierirea oamenilor nelegiuiți. Dar observați versetul 13. Dar noi, după făgăduința Lui, așteptăm cerul noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea. Așteptăm asta? Auzim zângănitul armelor. Nu, eu stau la graniță și aud de foarte multe ori cum sună sirenele. Dincolo în Ucraina cunosc destul de bine și mulțumesc pe calea aceasta că v-ați implicat și în Ucraina, chiar acolo când au venit frații în timpul când a început războiul, au fost o delegație de frați de la dumneavoastră și știu acolo problemele, știu oamenii aceia care pur și simplu trăiesc sub teroare, teamă și nu știu ce aduce ziua de mâine. Nu știm nici unul ce schimbări politice vor avea loc. Citeam niște articole și lumea e înspăimântată de scenariile care se fac. Citeam un scenariu, nu vreau să vi-l prezint aici, că nu suntem, mă rog, într-un moment în care să vă arăt toate lucrurile acestea, dar eu cred că citiți. De multe ori previziunile astea sunt sumbre. Noi nu știm ce este în spatele ușilor închise, înțelegeți?
Dar știm un singur lucru, că ultimul cuvânt în istorie l-a avut și îl va avea Dumnezeu. Slăvit să fie numele Lui. Spunea un teolog, Talmage, spunea, despoții pot face planuri, armatele pot mărșălui, congresele națiunilor pot părea bine încredințate, că ele pun ordine în treburile lumii. Dar auzit ce spunea el, dar ei nu sunt decât praful de pe roțile carului de triumf al lui Dumnezeu. Noi avem privirile ațintite spre El, îl așteptăm pe El și harul ne învață că va veni Iisus și vom fi cu El în slavă. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Oare e harul ăsta în noi care ne face să ne ațintim privirile spre răsplătirile Lui, spre întâlnirea cu El? Cauți închei. Dar mi-a venit în minte o întâmplare, ceva ce spunea un mare om pe care l-a avut Anglia. Numele lui este C.S. Lewis. Un om care până la 37 de ani a fost ateu. Un om care l-a negat pe Dumnezeu. La 37 de ani viața acestui om se schimbă. Și a auzit ce perspectivă are el asupra viitorului. Și cuvintele pe care el le spune, omul ăsta participa la tot felul de întâlniri. Ținea conferințe, teme cu profesori, cu studenți în universități peste tot. Și la un moment dat el vorbea de crezul lui, că îl așteaptă pe Iisus, așteaptă întâlnirea cu El, așteaptă acea zi când Hristos va veni în glorie. Și a auzit ce răspunsuri primea el din partea profesorilor, a studenților, a oamenilor cărora le vorbea. Unii dintre ei spuneau, domnule profesor, e o fugă de realitate. Vedeți dumneavoastră realitățile astea cu care ne confruntăm. Dar ce ne spuneți dumneavoastră că vine o zi, că veți fi cu Iisus? Asta e o fugă de realitate. Sau unii spuneau, e o dorință deșartă. Și auzit ce lasă el posterității acest mare om. Cuvintele lui sunt următoarele. Așteptarea unei lumi de dincolo pentru noi nu e o fugă de realitate, nici o dorință deșartă, ci este însăși esența credinței noastre. Asta e credința noastră, asta ne învață harul, că într-o zi Iisus va reveni și noi vom fi cu El. Mărit să fie numele Domnului, să vă binecuvânteze Domnul, să vă întărească și să nu uitați ce a dus, de ce ne-a fost arătat harul lui Dumnezeu. În primul rând, harul lui Dumnezeu are ofertă deosebită, mântuirea, slavă Domnului. În al doilea rând, harul lui Dumnezeu are o învățătură deosebită. Ne învață să rupem cu trecutul și să trăim o viață sfântă. Și în al treilea rând, harul lui Dumnezeu are o promisiune deosebită. Întâlnirea cu Iisus. Doamne, ajută-ne să fim acolo. Amin.